Internațional de Teatru de la Sibiu. E o mare bucurie că putem să facem în avans o conferință de presă așa cum ne-am dorit, așa cum e firesc, în așa fel încât omul, spectatorul, care este cel care beneficiază de tot ceea ce am gândit împreună pe parcursul a mai mulți ani, să se poată bucura. Am dorit să facem mai devreme această conferință, au fost sărbătorile și cele ortodoxe și cele catolice și am considerat că e bine să respectăm credința fiecărui om în așa fel încât să putem să venim în fața tuturor spectatorilor cu oferta pe care o avem. Vreau să fac o precizare, am dorit ca să ieșim în întâmpinarea presei și să poată să preia această transmisie de la noi, pentru că am pregătit special toate instrumentele ca înregistrarea să fie foarte bună. Pe Facebook, dacă nu mă înșel, Alin, avem în românește, pe YouTube avem în engleză. Da? Deci pentru toată lumea, ca să nu se confunde, încă o dată pentru presa națională și pentru presa internațională, YouTube-ul este limba engleză, Facebook-ul este limba română. În același timp, cei care aveți link-uri și preluați, toată lumea poate să preia și nu am acceptat ca să vină alții să improvizeze, pentru că dorim ca imaginea festivalului să fie așa cum noi am pregătit-o, corespunzătoare. Miracol, tema festivalului din acest an. La ora 12 punct vom da drumul la site-uri și tot spectatorul din România și din lume va avea acces la toate spectacolele pe care le prezentăm. Este o întâmplare unică pe care o trăim și ne bucurăm că la 30 de ani putem să venim cu acest dar profesionist ca toți spectatorii din România și din lume să poată să vadă toate spectacolele pe care le prezentăm, să poată să consulte programul și de mâine, de la ora 12, toată lumea poate să cumpere bilete. Voi reveni pe parcursul prezentării cu acest anunț și la final de asemenea. Deci de la ora 12, toată lumea are acces pe site-uri. Îl voi invita mai târziu pe Vicențiu Rahău să prezinte puțin situația site-urilor și situația accesului de pe telefon. A 30-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Când am început în 1993, mi-am dorit ca acest festival să devină ceea ce este. Nu am visat atunci exact ce se va întâmpla și dacă îmi îngăduiți, voi citi ce am scris în albumul pe care l-am făcut după 10 ani. În 10 ani de festival, aproape nimic din ce a trecut pe la Sibiu nu s-a pierdut. Ochii acoperișurilor au vegheat ca amintirile să se imprime în pereți și imaginile să palpite în sufletele oamenilor. Duhul orașului a absorbit respirația, lacrima și emoția artiștilor, transformându-le în blândă înfiorare sau stranie mângâiere. Privești la pietre și vezi măști, surâsuri, auzi zicnete sau frânturi de cânt. Toate acestea năvălesc în ochii celor care au văzut festivalul de la Sibiu. Pentru ei, dar și pentru cei care doresc să vină aici, facem o carte cu amintiri, spuneam atunci, în care se regăsesc atât de mulți prieteni încât spui pe nerăsuflate: Doamne, ce bogați suntem!
alegând imaginile din alte mii și mii, care meritau să aibă și ele locul lor, prin truda culorii afli că nu ești singur, orice s-ar întâmpla. Că Sibiul a devenit loc binecuvântat al întâlnirilor prin vremelnicia celor care ard. Cu infinită grijă dai la o parte grima timpului, pentru că praful ce se depune peste tot acoperă treptat, treptat și fețele noastre. Da, noi eram acolo acum 10 ani, nebuni, neștiutori, curajoși. Cred cu toată convingerea că la fel vom fi peste alți 10 ani despre noi, cei care azi lăsăm în urmă ceva. Asta o fi istorie? Oricum sunt 10 ani. Asta spuneam la 10 ani, asta era imaginea mea acum 20 de ani și mă bucur că am putut să vă spun acest lucru. Am avut de-a lungul anilor din 1995 teme care au fost în concordanță cu ceea ce a însemnat sărbătoarea din acel an a comunității. Și din toate temele pe care le-am avut, aș alege astăzi în fața dumneavoastră ca emblematică arta de a dărui. Alături de puterea de a construi încredere, de pasiune și iubire. Pentru că la finalul unui an am făcut o frază care suna foarte bine. Din iubire cu pasiune construim încredere pentru a putea dărui. Tot timpul festivalul de la Sibiu a pus în centrul obiectivelor pe care le-a avut omul, omul cu o mare și cu M mare și cu U mare și cu L mare, pentru că de la nevoile lui am construit tot ce am făcut. Reprezintă probabil cel mai bine comunitatea pe care o sărbătorim și care ajută ca el să fie un festival comunitar. Voi reveni de mai multe ori asupra acestui subiect, pentru că spectatorul este rațiunea noastră de a fi și fiind această rațiune de a fi, și nu sunt vorbe, e credință. Iar eu sunt un om care cred și când spun cuvintele, spun acoperite de sens și de responsabilitate. Deci omul și spectatorul este obiectivul nostru. Din această cauză, toate biletele pe care le punem în vânzare sunt la prețul de anul trecut. Ni s-au dublat costurile. În multe sectoare ni s-au triplat. Nu sunt vorbe. Dar obiectivul festivalului de la Sibiu nu este să câștige bani, ci să aducă miracol. M-am uitat în toate cuvintele de la începuturi și până azi. Tot timpul am vorbit de calitate, de creație, de frumos, de visare, de miracol. Tot timpul. În numele legăturii cu personalitățile, cu poveștile, cu puterea de a construi frumusețe, am încercat să ne gândim tot timpul la spectator. Din această cauză, festivalul de la Sibiu este singurul festival din lume care are scena digitală, care a reușit într-o țară fără mari mijloace tehnice să se replieze în perioada de pandemie și să facă singurul festival online. Grație Aleii Celebrităților. Iar anul acesta
pentru tot ceea ce înseamnă Sibiu în lume, pentru punțile pe care le-am făcut roată împrejurul lumii, am cerut tuturor celor 56 de stelari care sunt să ne trimită câte un cuvânt. Sunt trei care nu mai sunt și care, chiar patru, care ne trimit gândurile bune de acolo din cer. Și dorim ca în albumul aniversar de 30 de ani să punem gândurile lor. Pentru că atunci când am început, credeți-mă că nu mi-a trecut prin cap că voi avea bucuria să mă întâlnesc cu Peter Brook. Că voi fi prieten și frate cu Lev Dodin. Că Peter Stein sau Klaus Maria Brandauer vor fi la Sibiu și mă vor îmbrățișa și vor spune că sunt frate mai mare sau mai mic. Și tot ce am făcut, nu am făcut pentru orgoliul și mândria mea, ci pentru a face punți cu acest oraș care are stea. O să ne uităm puțin peste ce înseamnă acest festival. Era firesc ca la 30 de ani festivalul să fie sub înaltul patronaj al președintelui României. El a fost încă din anii 90, a primit acest patronaj de-a lungul timpului, a mai primit patronajul unui premier, a mai primit de asemenea patronajul prințului Charles, astăzi regele Marii Britanii, al UK-ului, a primit de asemenea înaltul patronaj al președintelui Germaniei. Ne bucurăm că împreună putem să respectăm acest lucru. Festivalul, așa cum bine știți, este organizat de Teatrul Național Radu Stanca, cu sprijinul primăriei municipiului Sibiu și a Consiliului Local. Este principalul finanțator, primăria din Sibiu. Trebuie subliniat acest lucru, pentru că în istoria festivalului, el a fost în primul rând sprijinit de primărie și pornind de la această filozofie că el aparține comunității Sibiului, era firesc ca primăria să se implice cel mai mult. Acum vreo 3-4 luni am salutat și m-am bucurat când am fost la prima întâlnire cu una din structurile subordonate primăriei. Era vorba de șeful de la parcări, de la tot ce se construiește în Sibiu pentru o viață mai bună a locuitorilor, în așa fel încât să putem să avem condiții mai bune pentru mașini, pentru pietoni și așa mai departe. Și atunci am văzut niște programe interesante, am felicitat-o pe doamna primar, că a hotărât ca fiecare structură din subordine să se prezinte în fața tuturor colegilor, în așa fel încât să știm unii de alții ce facem și în același timp să gândim formule de cooperare. Și atunci am aflat că se poate închiria bicicletă. Și am făcut un program, Sibiu Festival City Bike. Au făcut discount. Nu e 10 lei pe zi. Pentru 10 zile e numai 80 de lei. Și am spus, iată ce înseamnă dialog. Și asta s-a întâmplat. N-a fost numai miere și lapte, să fim serioși. Au fost multe dispute, multe bătălii, multe negocieri, dar ce este foarte important e că de fiecare dată s-a găsit câte o soluție. Deci oricine va veni din lume poate să-și ia o bicicletă pentru 10 zile cu 80 de lei.
Și poate, începând de la ora 12, de azi până mâine, la 12, să se uite și să spună, unde mă duc întâi? Mă duc la conferința de presă. De acolo merg cu bicicleta și văd cu tare expoziție. De acolo mă duc la atelierul cu tare de la universitate. Merg cu bicicleta. De acolo mă duc la primul spectacol care este la ora 4 în fabrica de cultură. De acolo vin repede cu bicicleta și ajung la Besoiul, la centru și văd un spectacol complex. De acolo mă duc în piață, pentru că e un spectacol important, sau la Haberman. Iar de acolo mă duc într-o biserică și văd un concert. Vor fi locuri de parcare. Iată ce formulă deșteaptă și bună. Deci, cu 80 de lei pe parcursul întregului festival. Tot atunci mi-am zis, noi lucrăm de atâta timp, totuși cu toate structurile culturale ale Sibiului și nu numai, cu tot ceea ce înseamnă instituții subordonate primăriei, Consiliului Local, Consiliului Județean și căutăm să avem dialog în așa fel încât miracolul, emoția, frumosul să ajungă cât mai repede și mai bine la spectatorul care vine de pretutindeni sau din Sibiu. Și atunci am zis, nu-i păcat să avem totuși atâtea instituții de cultură și să nu facem un sezon sibian? Și voi enumera imediat ce înseamnă acest sezon sibian. Mergem mai departe. Deci primăria este principalul finanțator. Eveniment realizat cu sprijinul Guvernului României pentru al treilea sau al patrulea an în istoria festivalului, am avut o hotărâre de guvern prin care Guvernul României sprijină direct festivalul prin Primăria Sibiu. Deja Primăria Sibiu a primit 1,5 milioane pentru că chiar nu aveam bani suficienți pentru a acoperi cheltuielile. Încă mai luptăm, dar sunt bucătăriile noastre interne pe care le dezvoltăm și încercăm să le rezolvăm în toate sensurile. Avem un parteneriat strategic cu Ministerul Culturii. Ministerul Culturii acordă aceeași sumă ca și anul trecut, 4,5 milioane. Și ne bucurăm că este totuși partenerul nostru strategic de asemenea. Să nu uităm că Ministerul Culturii și Institutul Cultural Român sunt cei care ne sprijină în tot ceea ce înseamnă programe internaționale. Dacă toate celelalte teatre naționale sunt sprijinite de Ministerul Culturii și sunt în subordinea Ministerului Culturii, Teatrul Național din Sibiu a găsit cu cale că e important să dea seamă publicului și comunității care aparține. N-ai cum să faci evaluarea Teatrului Național din Sibiu sau din Iași sau din Timișoara sau din Cluj, fiind în București. Sau chiar dacă o faci, nu știu dacă îți pasă foarte tare. Pe când orașul care sprijină teatrul respectiv, normal că îi pasă. Cetățeanului din Sibiu îi pasă dacă e mulțumit sau nu e mulțumit de Teatrul Național. De asta am găsit că e important să facem asta. Revenind la ce spuneam, Ministerul Culturii ne-a sprijinit să mergem la Tokyo, să mergem la Chișinău, ne sprijină să mergem primul teatru din lume care merge la final de aprilie, început de mai, la Shanghai. Suntem în turneu acolo. După aia suntem la Budapesta cu Prințesa de Ocheată. Dincolo mergem cu Cine e frică de Virginia Woolf. Vom merge de asemenea la Chișinău, pentru că e important să facem această punte. Voi vorbi puțin mai târziu și despre
legătura strategică cu ei. Încercăm să mergem cu jocuri vorbe greieri în Israel. Sunt 75 de ani de când statul Israel există. Avem un sezon cu totul excepțional. În același timp sunt 75 de ani de relații diplomatice și în respectul a ceea ce înseamnă legătura pe care am făcut-o de-a lungul timpului cu Israelul, președintele României va acorda 5 distincții la 5 mari artiști din Israel, iar președintele Israelului va face o recunoaștere pentru 5 mari artiști din România. Avem alături Ministerul Educației. În mijlocul festivalului am creat Festivalul Universităților, Academiilor, Școlilor de Teatru, de Coreografie, de Management Cultural, de Artele Spectacolului din lume. Și cred că a fost una din cele mai bune inițiative de a acorda șansa tinerilor ca ei să-și asume responsabilitatea acestui gând și acestui fapt care trebuie împlinit. Față de anul trecut, când am avut 14 școli, anul acesta avem 21. Sunt unele din cele mai importante. E posibil să se mai alăture încă două, numai că, din păcate, nu prea mai avem spații. Încercăm să punem în toate spațiile de joc de multe ori și câte două. Ne sprijină pentru acest festival și ne sprijină de asemenea pentru platforma doctorală. Platforma doctorală care este probabil una din cele mai de succes acțiuni pe care educația la nivelul României, și credeți-mă că am proprietatea cuvintelor, le-a făcut vreodată. Să ai 42 de universități din lume, din care 31 sunt în primele 300 din lume, în condițiile în care nicio universitate din România nu e în primele 1000. Veți sări și veți spune, nu e adevărat. UBB-ul este în primele 600. Nu e adevărat. Sunt 2 sau 3 departamente, cum și departamentul de artele spectacolului de la Sibiu, la evaluare e foarte sus. Dar Universitatea din Sibiu sau UBB-ul nu sunt în primele 1000. Nu e nicio universitate din România. În clipa în care ai 31 de universități care vin la Sibiu prin mari personalități, eu cred că este cea mai bună demonstrație că România educată a avut un vârf de lance care a fost, este și va trebui să fie exploatat. Deci, cele două programe sunt sprijinite de Ministerul Educației. Avem o cooperare cu Ministerul Apărării Naționale pentru tot ceea ce înseamnă abonamente pentru militarii NATO. Am început de acum 7 ani programul împreună cu Academia Forțelor Terestre. Îl continuăm cu spectacole live, iar anul trecut am reușit să dăm 1000 de abonamente. Sperăm, urmare negocierilor pe care le facem, să ajungem la 3000. Avem un parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, pentru că sunt multe sărbătoriri care vor avea loc. Avem pe cineva în sală de la Ministerul Afacerilor Externe, ne bucurăm că sunteți, pentru că sărbătorim 30 de ani de francofonie. Dacă mă uit, nu mi-am propus să vorbim despre sezoane astăzi. Vom vorbi în 10 mai și voi reveni imediat. În sezonul francofon, cred că avem 6 spectacole din Belgia, 3 din Canada, 11, 18, 21 din Franța, 2 din Luxemburg, 3, 4 din Elveția, nu, mai mult, 6. Iar din România,
avem 25 și cu 15 și cu 14, deci sunt mai bine de 100 de spectacole, sărbătorim 30 de ani de francofonie. Și e important ca ceea ce facem să nu fie a bifa, ci de a face punți. Încercăm să aducem pe doamna primar din Ren, suntem înfrățiți cu Renul de multe vreme. Nu s-au făcut, din păcate, multe schimburi. Cu Ille-Vilain s-a făcut. Ne bucurăm că în același timp sunt nume absolut celebre, de la Teatrul Național din Len până la Alex Michalik, de la Teatrul de la Ville, care va fi aici cu fratele meu mai tânăr, Emanuel de Marsimota, și vom prezenta un spectacol cu totul special, Eugen Ionescu Suite. Festivalul în integralitatea lui este In Memoriam George Ban. Pentru că sunt puține țări în lume care să fie avut personalități de talia lui George Ban. El este de neînlocuit și din cauza asta nici nu încercăm să-l înlocuim, facem o secțiune specială pentru asta. Vom avea un parteneriat cu Ministerul Turismului și Antreprenoriatului, pentru că încercăm să dezvoltăm în continuare programul abonamentelor pe zona digitală în toate hotelurile din România, cum am încercat și anul trecut. Sperăm să fie mai de succes. Bineînțeles că este un parteneriat cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, pentru că e totuși cea mai mare universitate. Am creat o școală de teatru, o școală de management cultural, o școală de coreografie, am făcut o platformă, facem cele două proiecte cu Ministerul Educației împreună cu Universitatea Lucian Blaga și cu ATF-ul. Avem de asemenea UNITER-ul, Asociația Profesională, alături de noi. Co-organizator este Institutul Cultural Român. În această ecuație era firesc și bineînțeles că nu se putea fără Consiliul Județean. Vreau să-i mulțumesc doamnei președinte, pentru că grație cooperării cu dumneaei, cu Consiliul Județean, putem să avem toate instituțiile care sunt în subordinea Consiliului Județean în sezonul sibian și să putem să dialogăm în așa fel încât cu toții să putem să avem această plusvaloare. Coproducători, Societatea Română de Televiziune, Societatea Română de Radiodifuziune, salutăm reprezentanții. Bineînțeles că salutăm toată presa din Sibiu și am vorbit de fiecare dată cu toți colegii mei, zona de presă nu numai că trebuie respectată, dar trebuie găsită formula de prietenie, dacă nu există posibilitatea de a fi chiar implicare firească, sentimentală. Pentru că tot ceea ce facem presupune această verifică a diseminării, a răspândirii. Și m-am bucurat când, la un moment dat, am primit acea propunere de a face un proiect împreună cu Ager Presu. Dau exemplu ăsta pentru că este un exemplu care construiește. Sunt foarte, foarte multe ambasade și institute cu care avem parteneriate strategice. Vorbim de Ambasada Republicii Federale Germania, de Institutul Goethe și vom vorbi în cele două viitoare conferințe de presă, în 10 mai și în 8 iunie, punctual de ce înseamnă sezoane, de ce înseamnă cooperarea cu fiecare ambasadă. Vom avea și vom face în sală data viitoare, pentru că vor fi toate cuvintele a președintelui, a premierului, a miniștrilor pe care i-am evocat, a președintelui Institutului Cultural Român, a doamnei primar, a doamnei președinte a Consiliului Județean și a cel puțin 10-12 ambasadori.
Pentru că avem aceste relații strategice care sunt realmente privilegiate și de care ne bucurăm. De-a lungul timpului, festivalul a născut încă de la începutul programul de voluntariat. Este probabil unul din cele mai importante proiecte care s-au făcut în România. Iar spun că realmente cred în ceea ce spun. Pentru că am avut anul trecut o întâmplare care chiar merită povestită. Eram împreună cu Iaroslava Bobenciuc, care este vicepreședinte la State University of New York, cu care am făcut ca și producător spectacolul Idiotul în regia lui Andrii Jorlac. Ea este din Ucraina și a venit și am făcut la Kiev prima dată, prima montare în rusă, am jucat în rusă și după am făcut unul din cele mai frumoase spectacole ale Teatrului Național, care a supraviețuit cât a supraviețuit și marele meu prieten Virgil Flonda, care a dat numele sălii de la universitate și a premiului pe care festivalul îl dă. Anul trecut a fost întâlnirea celor care au primit Fulbright, este un program guvernamental al Guvernului Statelor Unite, prin care profesorii din America pot să vină susținuți cu o bursă în România și în alte țări din lume, pentru a face parteneriate, a face studii, proiecte și așa mai departe. Întâlnirea tuturor celor care beneficiau, erau 21, a fost la Brașov. Iaroslava a mers acolo, pentru că și ea venise cu un program Fulbright, și m-a rugat: Constantin, nu-mi dai un clip al festivalului ca să-l prezint? Da, cum să nu? L-am rugat pe domnul Condurache, care facem scena digitală, și s-a dus și l-a prezentat. După ce a fost prezentat clipul, a fost o reacție incredibilă. Au fost ovații, țipete, lacrimi. Și Iaroslava a spus: vai, ce lucru surprinzător! Mă bucur că știți de festival. Și brusc din sală, din cei 21, 17 erau profesori care proveneau din România și care erau cetățeni americani și care de-a lungul timpului fuseseră voluntari la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Dragii mei, din 21 de profesori americani, 17 fuseseră voluntari la Sibiu. Suntem tare mândri că putem să facem aceste punți. Că am reușit să convingem Coca-Cola Japonia să plătească biletele tuturor voluntarilor. Vedeți, astea sunt povești și ne gândim la ce va însemna tema festivalului de anul viitor. Pentru că acolo, în Japonia, e un domn, Ando, care este îndrăgostit de teatru, de artele spectacolului. Și de asemenea este un domn, Costin Mândrea, un român, care e CEO la Coca-Cola Japonia. Și pe care l-am convins, nu pentru că e român, ci pentru că a venit domnul Ando, care are dreptul de semnătură pe sume. Pentru că în clipa în care a auzit că la Sibiu Kanzaburo Nakamura are stea, că domnul Kushida are stea, că domnul Noda are stea, a spus: nicăieri în lume nu există o asemenea vizibilitate. Și așa am reușit, iată, să aducem voluntarii japonezi. Ne bucurăm că putem în clipa asta să facem
un parteneriat important cu nou cluster care s-a făcut pe IT. Sunt deja 24 de firme, am avut o întâlnire cu ei, în așa fel încât voluntarii să poată să se implice în ceea ce înseamnă viitorul pe care cu toții îl vrem mai bun grație tehnologiei. În 1997 se făceam spectacolele lectură în parteneriat cu Teatrul Național Radiofonic. Pe vremea respectivă a fost o inițiativă împreună cu Valentin Silvestru, mulți dintre dumneavoastră în mod cert nu știți cine a fost cel mai mare critic din perioada comunistă și unul din inițiatorul majorității festivalurilor din România, de asemenea cu unul din cei mai mari poeți și traducători pe care România a avut vreodată, Mircea Ivănescu, cel care a fost în Sibiu și care a venit să rămână definitiv în Sibiu, un om care știa 28 de limbi și care citea pe zi, nu glumesc, 5-6 cărți. Dragii mei, mergea pe stradă și citea așa. Avea o citire fotografică, pentru că eu când mă uit la tine, o văd și pe colega ta și pe ceilalți colegi și pe ceilalți, noi, prin dresaj, am învățat să citim rând cu rând, pe când el citea tot fotografic. Cu el și cu Kenneth Campbell de la Virginia Commonwealth University din Statele Unite am făcut această nebunie, spectacolele lectură, în ideea promovării noii dramaturgii. De atunci, Claudia, câți autori am promovat și câte piese? 179 de autori și 190 de piese, pentru că unii autori au fost publicați mai multe. Iată, nu cred că e în lume cineva care a produs o asemenea bucurie. Sunt cărțile alea care sunt precum cărămizile pe care le-am tipărit în mai multe limbi. Avem parteneriate cu cele mai importante structuri, de la Royal Court la Playwrights Workshop from Canada, la Centru de Auteur Dramatic, la Cartușerii și așa mai departe. Suntem în centrul lumii cu ceea ce înseamnă această structură. Din 1996 facem secțiunea Întâlnirea Școlilor și Academiilor de Teatru, care a devenit din 2017 la presiunea mea Festivalul de sine stătător, ca el să fie gestionat în întregime de profesorii și studenții de la școală. Din 1997 am înființat Departamentul de Artă Teatrală la ULBS. Tot din 1997 avem singura bursă de spectacole. Vom vorbi în 10 mai despre ea. Va fi într-un nou format, avem o nouă conducere și dorim ca rezultatele extraordinare pe care le-am avut de-a lungul timpului să fie mult mai vizibile. Am reușit în 2000 să facem o secție la liceul Onisifor Ghibu cu zonă vocațională pe teatru. În 2007 împreună, aici n-ați trecut, că în 2004 am reușit să facem din teatrul din Sibiu Teatrul Național, cu hotărâre de guvern, singurul teatru în subordine locală. În 2007, Capitala Culturală Europeană, probabil că mulți dintre dumneavoastră știți, în 2 noiembrie 1994, în tribuna era o poză de-a mea cu o claie de păr mare, și subtitrat de desubt, Constantin Chiriac vrea pentru Sibiu capitală culturală europeană. De atunci a început toată acea aventură pentru capitala culturală europeană și în 2000 am reușit să fac atunci un comitet de inițiativă în care am convins de la Guvernul României până la televiziuni, radiouri și așa mai departe să facem un comitet de inițiativă. Și
au urmat toți pașii care au fost, mi-aduc aminte, în 2004, ministrul culturii de atunci, Răzvan Teodorescu, Dumnezeu să-l ierte, o mare personalitate și un om cu foarte multă carte, pe care l-am ajutat cu argumente ca să nu avem împotrivire de la țările care intrau în 2004 în Uniunea Europeană și care n-aveau drept de capitală culturală europeană. Numai că eu, când am fost în fața juriului, am găsit motivații și am spus, dacă am un festival independent care arată că poate să facă un astfel de eveniment, de ce să nu dați Sibiului această posibilitate? Și până la urmă au acceptat. Și se crea un precedent periculos. Și atunci am venit, pentru fiecare țară care intra în Uniunea Europeană atunci, am propus un parteneriat strategic pe care el și l-a asumat și la întâlnirea ministrilor culturii de la Paris din 2004, în prima zi de festival, m-a sunat de la Paris. Era Cristian Stanca în birou, eu răspundeam la un alt telefon, era prima zi de festival. Vă dați seama ce nebunie e. Și îmi spune Constantin, ministru, zic, care ministru? Și am luat, zic, da, vă rog, dragă Constantin, să știi că nu l-am sunat nici pe premier. Ești primul care afli în unanimitate, toți miniștrii au aprobat. Și a doua zi a venit la Sibiu, direct de la Paris. Țin minte, am fost anunțat de la poartă, a venit domnul ministru, zic, întâmpinați-l și aduceți-l sus. Nu mai venea. Și la un moment dat am ieșit pe hol și am întrebat, ce se întâmplă? S-a dus la toaletă. Și a ieșit de la toaletă, o doamnă fusese înainte și-și uitase pălăria. Și a apărut domnul ministru o pălărie de damă pe cap la mine în birou. Deci capitala culturală europeană, să mergem mai departe. În 2010 am avut un mare proiect european la Villa Ansen, Cities on Stage, un fel de Liga Campionilor a teatrelor din Europa. Era Odeonul de la Paris, era festivalul de la Avignon, era Schaubühne din Berlin, era Norske Theater, era Young Vic, era unul din teatrele cele mai importante din Italia și un fel de Liga Campionilor. Și atunci s-a propus un proiect și Teatrul Național din Bruxelles, care era lider de proiect. Și noi, Teatrul Național din Sibiu. S-a propus ca fiecare structură să găsească o formulă de expresie prin care comunitatea să aibă vizibilitate la tot ceea ce face. Eu am spus, dragii mei, Sibiu este cel mai bun exemplu de felul ce înseamnă un oraș scenă. La Villa Ansen, Cities on Stage. Da, dar veniți cu o acțiune concretă. Și atunci l-am sunat pe prietenul Perjovski, zic, faci o chestie la clubul festivalului, pe pereți. Da, venim. Și prima ediție a fost în Lăuntru, pe peretele din Lăuntru. Și a spus, nu e bine. Hai să-l înălțăm și facem afară. Zic, dragul meu, vor mâzgăli. Ce nu vor mâzgăli? Și iată că din 2010 avem zidul lui Perjovski de 13 ani. Din 2013 avem Aleea Celebrităților. Ce bucurie să poți să ai asemenea parteneriate de la Bob Wilson. Alex Ciucă și cu Ruxandra Predescu sunt aici. Ei sunt colaboratorii noștri pentru tot ceea ce înseamnă imaginea festivalului, nu numai în Sibiu, ci în București și în lume,
Vom încerca să prezentăm în fiecare zi câte un mesaj. Pentru că am cerut tuturor celor care sunt pe alee să ne trimită câte un gând pentru festivalul de la Sibiu. Sunt niște mărturii, credeți-mă, incredibile. Incredibile. Avem platforma internațională de cercetare doctorală din 2015, fabrica de cultură din 2016, numai că aici trebuie să vin cu o corecție. Ea a avut mai multe întruchipări, ca să spunem așa. Am pornit cu mecanica acolo lângă podul Gării, unde am făcut primul Faust. După 2 ani ne-am mutat la Balanța. Pentru că, din păcate, au spus că fac un mall care a fost finalizat, cum bine știți, după vreo 10-15 ani. Era o zonă de bălării și deasupra plutea un nor de aplauze. După care ne-am mutat puțin mai încolo, unde a fost și incendiu. Și din 2016 ne-am mutat în actualul spațiu pe care sperăm din toată inima cât mai repede să fie cumpărat. În primul rând am făcut conținut și atunci când am făcut Faustul în 2006, am plecat de la un proiect european care se numea Goethe în Transilvania, pe care gândeam să-l facem în 7 biserici. Am tot căutat structuri cu care să lucrăm și după aia am rugat Comisia Europeană că, din păcate, proiectul este mult prea mare și nu încape în biserici. Și visul lui Silviu Purcărete, care atunci când a făcut Danaidele la Craiova în 1994, de a-l face într-o fabrică, l-am împlinit făcându-l fabrica de la mecanică. Apoi Festivalul Universităților în 2017, din 2018 Termeforum, din 2020 Platforma de Arte Vizuale și Scena Digitală și în 2022 Moștenirea și Statuile Vivante. Anul acesta adăugăm sezonul sibian și această secțiune specială George Banu. Vom încerca să prezentăm multe din filmele pe care le-a făcut la televiziune, multe din emisiunile pe care le-a făcut la radio. Vom încerca să prezentăm cât mai multe cărți pe care le-a tipărit cu noi sau cu alții. Vom produce câteva cărți împreună cu câteva edituri în premieră. Vor fi multe surprize, un spectacol făcut cu Teatru de la Vil și cu un teatru important din Florența, Teatrul Național din Sibiu, va fi în premieră absolută la Sibiu și vă pot da acest comunicat că Marie France Ionesco a acceptat să vină la Sibiu. Este un lucru, zicem noi, extraordinar. Extraordinar. Să vorbim puțin de ce înseamnă sezonul sibian. Dorim să dăm câte o zi fiecarei structuri din Sibiu. Filarmonica din Sibiu, Complexul Național Muzeal Astra, Biblioteca Județeană din Sibiu. Bineînțeles că sunt multe locuri unde vor fi acțiuni zi de zi, cum e cazul bibliotecii sau cum e cazul Muzeului Național Bruckenthal. Teatru pentru copii și tineret Gong, care va avea un spectacol special. Ansamblu folcloric profesionist Cindrelul Junii Sibiului. Teatru de balet și Casa de Cultură a municipiului din Sibiu. Se va prezenta de asemenea pe Academia Forțelor Terestre. Revista Transilvania. Școala noastră. Deci încercăm toate structurile să fie prezente în Sibiu. Veți avea programul și veți putea să vă bucurați de ceea ce încercăm să prezentăm.
Grație unui mare prieten, ambasadorul Elveției, Artur Matli, am fost invitat la un concert de orgă în decembrie la Catedrala Evanghelică, cea mai mare clădire a Sibiului, emblemă și atât de frumos și de inteligent restaurată. Felicitări întregii echipe de acolo. Și am constatat un lucru extraordinar. Știați că sunt 7 orgi care funcționează acolo? Vom face concertul de deschidere al festivalului cu toate cele 7 orgi funcționale. A fost inițiativa acestui foarte bun român, ambasadorul Elveției. El mi-a arătat lucrul ăsta și am zis: Artur, excelență, pot să iau ideea asta? Da, Constantin. Atunci mi-a zis: îți voi face o surpriză. Zic: ce surpriză? Am un băiat din România care studiază la New York. E nou Paganini, să vezi cum cântă. Are 14 ani numai. Și mi l-a adus la o recepție la reședința lui în București. E genial copilul. Va fi în festival. Este șeful francofoniei, așa, doamne? Nu vă imaginați ce frumos colaborăm cu acest om. Vedeți cum se fac punțile. Tot timpul încercăm să construim. Ne bucurăm că putem să facem lucrul ăsta. Ducem mai departe inițiativa de anul trecut, că e nevoie să protejăm mediul. Deci vom avea din nou deschiderea și închiderea cu drone, nu cu artificii. Și cred eu că am învățat din experiența de anul trecut. Veți vedea o creștere, se produce pentru primul și pentru al doilea spectacol cu 2 muzicieni, muzici speciale. Și veți vedea imagini superbe. Vom folosi mult mai bine laserele. Vom îmbunătăți și zona de sonorizare. Și lucrăm din timp în așa fel încât să fie într-adevăr o mare bucurie. Am cuantificat, Iza, cât spuneai că au fost anul trecut? Peste 100 de mii. Au zis toți, nici noi nu am dat. Deci a fost peste 100 de mii. Eu cred că va fi o nebunie în cele 2 zile la deschidere și la închidere. Dar m-a scris pe mine foarte, de-aia mi-ați dat scaunul, acum m-am prins. Dar de întrebări ce sunt? Vor fi întrebări la final. Voi spune când vor fi întrebări. Avem atât de multe highlights-uri. Vom avea în 12 de mai o conferință specială la Viena. Pentru că aducem din Austria singurul teatru din lume care este în constituția unei țări, Burgtheater, care aniversează 275 de ani de existență. La 1 iunie, Teatrul Național din Sibiu împlinește 235 de ani, la 40 de ani. Și am sunat. Și am vorbit cu ei. Zic, sunt probleme cu Schengen, cu nebunie. Noi, ceea ce facem, facem de 235 de ani, pentru că Sibiu a luat modelul Vienei. Deci nu ne putem agăța de deciziile favorabile sau nefavorabile, bune sau rele, a unor politicieni trecători. Și atunci aducem Burgtheater cu Dorian Gray, unul din cei mai mari regizori din lume, Bastian Kraft. L-aducem pe Simon Mayer, unul din cei mai mari coreografi din Austria și din lume. Un spectacol minunat. Son of Sissi. De asemenea, aducem una din cele mai importante școli din Europa,
de la Viena. L-am sunat pe Klaus Maria Brandauer și mi-a trimis imaginea lui de pe coperta News din Austria, în care spune: avem nevoie de miracol. I-am scris ieri: putem folosi imaginea ta cu News și cu ceea ce ai spus, că avem nevoie de miracol. Vrem pe toți oamenii ăștia, împreună cu un destoinic fiu al Sibiului, domnul ambasador Hurezeanu, să facem o conferință despre ce înseamnă parteneriat pe picior de egalitate cu cele mai mari structuri din Austria, fără a vorbi despre Schengen. Vorbim despre un mare dialog european, unde vor fi invitate toate televiziunile, nu numai din Austria, din Europa. Tot ceea ce înseamnă presă, ne ducem acolo. De acolo, după aia, ne ducem la Olimpiada Teatrală de la Budapesta. În așa fel încât să arătăm cât de important e ceea ce facem aici, în context european. Sunt atât de multe nume extraordinare. Uitați, Schaubiner, Nu e sfârșitul lumii, cu Kathy Mitchell, e una din cele mai mari artiste din toate timpurile, care vine la Sibiu cu un spectacol care va fi jucat, Vicențiu, la Fabrica de Cultură la Eugenio Barba. Și unde toată energia pe care o va consuma acel spectacol e produsă de actori. Vor fi niște biciclete care vor fi instalate și vom produce energie. Sunt atât de multe nume incredibile. Vorbeam de Teatrul de la Vil. Așa cum spuneam, va fi Emanuel pentru 24 de ore pentru acest spectacol cu totul special. Teatrul Național din Bretagne, din Eren, cu Bolnavul Închipuit, mare prieten al nostru, Arta de a povesti cu Alex Mihalic. Avem pentru prima dată din Marea Britanie unul din locurile cele mai importante din lume, din zona dansului, care vine la Sibiu. Pentru special, pentru Sibiu Vertigo Dance Company, care aniversează 30 de ani de existență ca și festivalul, a făcut un spectacol special pentru noi. Domnul Kushida, o legendă a teatrului din Japonia, care e pe Aleea Celebrităților, a creat un spectacol Faust, omagiu spectacolului Faust de la Sibiu, în manieră kabuki. O altă companie, Yamamoto No din Japonia, a creat un alt spectacol, Faust în manieră No, pentru Sibiu. Sunt atât de multe surprize, cum nu vă închipuiți. E aproape 12, așa-i? Vicențiu, vino alături de mine și spune-le cum vor face cu site-ul. Pentru că de la 12 de acum dăm drumul la funcționarea site-ului. Bună ziua! Da, este disponibil programul, este ora 12, programul de spectacole. Avem peste 330 de spectacole indoor, outdoor și online. Anul trecut, în perioada FITS și după, am avut pe site-ul nostru mai mult de 100.000 de vizitatori, printre care 80% au intrat pe mobil. Din acest motiv am luat în considerare facilitarea accesului programului și da, trebuie să alegeți, toată lumea să aleagă din 350 de spectacole în fiecare zi. Te întrerup puțin. Vom avea în jur de 800 și ceva de evenimente. Ca de fiecare dată cifrele explodează în fiecare an. Iar dacă ne raportăm la numărul de spectacole pe care le-am avut anul trecut, avem o creștere evidentă
anul acesta. Da. Te rog. Da, am zis 350 pentru că sunt foarte multe și ca publicul să poată accesa cât mai ușor programul, am creat anul acesta două filtre posibile după dată. Spectacolele pot fi găsite după dată și după categorie. După categorie vedem toate spectacolele de câte ori se joacă. În același timp, avem această posibilitate de a și selecta, de exemplu, dacă mă interesează numai spectacole indoor, selectez în program doar indoor sau outdoor sau online sau spectacole cu acces gratuit, în așa fel încât toată lumea să poată decide până mâine cum să-și programeze. Nu neapărat până mâine, noi le dăm o zi de gândire, după aia. Da, știm, pentru că în prima zi este fluxul cel mai mare de cumpărări de bilete. Da. Deci vor putea să facă de asemenea și de pe telefon, da? Da, pentru că este extraordinar. Avem mai mult de 80% dintre vizitatori intră de pe telefon. Și chiar media cu spectacolele online este peste 50%, accesul este pe mobil. Pentru că avem această secțiune importantă de online cu spectacole transmise în direct sau spectacole înregistrate special. Vom avea mai multe spectacole față de anul trecut și în online. Super! Mulțumesc, Vicențiu! Aș vrea să salut inițiativa echipei de promovare care a venit cu o propunere pentru tot ceea ce înseamnă spectator, pentru tot ceea ce înseamnă inițiativă, fii parte din miracol. E un hashtag, parte din miracol. Vom face această propunere pentru că anul trecut a funcționat foarte bine programul de voluntari pe TikTok, care a pornit tot de la o astfel de inițiativă și dorim foarte mult ca toți cei care doresc să se implice să fie de partea noastră. Ținem să menționăm încă o dată faptul că cel mai scump bilet este 150, ca anul trecut și ca în 2021 și ca în 2019. Deci este un lucru fără precedent. Niciun alt festival din lume nu a ținut prețurile așa. Iar prețul minim este 30. La biserici, unde am dorit ca oamenii să se poată reculege, am păstrat de asemenea prețul de anul trecut, 40 și 30. Pentru toate prețurile avem discount pentru tot ce înseamnă categorii care trebuie respectate. Deci, cred că este cel mai mare dar. Am aici în față, și îl văd pe Dan Barta acolo, responsabilul cu outdoor-ul, avem companii excepționale. Avem de asemenea în cele două weekenduri, ca de obicei, concerte în fiecare seară. Anul trecut am avut o experiență excepțională cu Teatra Anu, dacă vă amintiți, acea bucurie de lumini în Piața Mare. Ce spectacol extraordinar și emoționant. Ei bine, grație prieteniei care s-a creat între noi, Teatra Anu revine cu o altă creație și vom avea din nou în Piața Mare din 27 până în 29, dar cred că și luni, Dan. Da, va fi o repetiție. Va fi o repetiție, deci practic vor fi 4 zile în care vom și nu se repetă ce a fost anul trecut. E o altă creație, dar pe principiul luminii, al bucuriei, întâmplării care ține de miracol. Avem de asemenea
Dan, vrei să spui câteva din highlights-urile de pe... Pentru că, practic, numărul cel mai mare de spectatori este în outdoor. Și faptul că tot ceea ce dăruim, dăruim fără a cere contribuție financiară, credem că este extraordinar. E unul din puținii care e de la începuturile festivalului. Mai supraviețuiește. Bună ziua tuturor și chiar e o onoare să fiu în această echipă încă de la începuturi. Poate altă dată o să povestim și cum arăta atunci pe vremea aceea festivalul la Casa de Cultură a Studenților. Da, o să fiu foarte scurt. Presupun că deja este târziu. O să parcurg foarte rapid evenimentele. O să deschidem seria spectacolelor outdoor pe piezona Bălcescu cu participarea muzicii militare a Academiei Forțelor Terestre. Am mai făcut acest lucru în ultimele ediții. Apoi avem Babylon Circus, Italia, Fanfara Asfalt, Israel, în cadrul sezonului israelian. Compania franceză Paris Benares cu o paradă ecvestră cu o tehnică desăvârșită, un prototip de cal în mărime naturală. De asemenea, Fanfara de la Cosmești și Ina Chiriac vor străbate iarăși pietonala și ne vor încânta cu muzica lor. Nu minea! Cochelico Ballon și Balașa Percussion Band, o combinație franceză, românească, da. Un spectacol deosebit cu creaturi gigante formate din baloane. Va fi deliciul copiilor și nu numai al lor. Teatrul Masca se reîntorc anul acesta cu o producție specială pentru această ediție, Român la porțile lumii. Este în partea a doua a festivalului, iar în prima parte venim cu Festivalul Statuilor, ducem mai departe proiectul Moștenirea cu toate școlile de teatru din România. În Piața Mare este o explozie de companii franțuzești de înaltă valoare, Grațiel, companii Off, L'Homme de Bou și, cum v-am spus mai devreme, Cochelico Ballon și în Piața Mare, cu producții de mare spectaculozitate. Din nou vom avea în primul weekend o macară de data asta de 130 de tone instalată în Piața Mare. Companii Off vor veni cu un spectacol deosebit pe ritmul de muzică electronică mixată live de un DJ care va avea finalul acest spectacol în Piața Mare. De asemenea, un personaj gigant în partea a doua, în weekendul al doilea, de 8 metri înălțime, l-ați văzut poate pe ecranele noastre, care va străbate practic pietonala Bălcescu și va încheia spectacolul în Piața Mare de asemenea. Este un miracol al copilăriei care este adus în fața publicului nostru. Concertele vor fi 3 și 3 în cele două weekenduri. Judy's Harmonica Ensemble împreună cu o pleiadă de cântăreți cunoscuți din România, Monica Angel, Paula Selling, Andrei Tudor Band și a cappella, condusă de George Miron. Alternosfera, Mahalarai Banda, un spectacol folcloric deosebit în vinerea din 30 iunie. Iagodi, o trupă din Ucraina, pe 1 iulie și Voltaj vor încheia secțiunea de concerte. În Piața Mică va fi o combinație între o instalație alcătuită de materiale reciclate, foarte atractivă pentru copii, dar și pentru cei care au suflet de copil, și în partea a doua a festivalului trei spectacole cu de două reprezentații, dintre care aș putea aminti în mod special Lecat Ferranler, o companie compusă din două artiste, una din Franța, una din România, cu care negociem deja de 4 ani să ajungă la Sibiu. Piața Haberman, ca de obicei, va aduce spectacole în principal din zona circului contemporan, dar nu numai flamenco, veți putea vedea o producție izraeliană. Aducem dansul izraelian, care știți foarte bine cât de apreciat este la nivel internațional, îl vom aduce și cu acces liber în Piața Haberman acesta. Șecheta, care a fost în 2007 capitală culturală europeană, pe Butoaie, în Piața Mare.
o reconstituire istorică în premieră, o asociație Castrum Novis, care va străbate la fel Pietrona Bălcescu și vor finaliza în primul weekend în Parcul Tineretului cu o prezentare de 2 ore. De asemenea, cum a menționat domnul director, la Pe Strada Cetății, un alt spațiu superb, proiectul Moștenirea, în primul weekend al festivalului. Un proiect stai specific, Adrian Schwarzstein, care nu știu dacă cineva de aici și-l mai amintește cu Green Man, a fost o nebunie întreagă pe vremea aceea, revine acum, după ce a avut un festival și prezență în zona indoor, acum pe outdoor, cu un spectacol deosebit, itinerant, care va străbate mai multe zone, Parcul Astra, Parcul Tineretului, Gara, Sibiu, Sinagoga. Și, în ultimul rând, câteva prezențe în județ, cu sprijinul Consiliului Județean din Sibiu, vom putea prezenta câteva spectacole în Săliște, Gura Râului și Biertan. Iar la Cisnădioara, în biserica de acolo, evanghelică, un concert de ordă. Mulțumesc! Mulțumesc, Dane! Vreau să reamintesc faptul că vom avea câteva premiere importante ale teatrului. În 4-5 mai vom avea Peter Handke, autor care a primit premiul Nobel cu Ora în care nu știam nimic unii de alții. Un titlu care este extraordinar și pe care vrem să-l regândim, pentru că festivalul cam asta a făcut. Am încercat să găsească punți în așa fel încât să știm unii de alții. Este un spectacol non-verbal pe care îl prezentăm în premieră în 4-5 mai și credeți-ne că va fi o revelație. De asemenea, facem un spectacol cu totul special, Fluierașul din Temelin, care va fi făcut împreună cu un teatru din București, la Cisnădioara, pe o construcție specială care va rămâne pe durata întregii veri și în perioada de toamnă, cât va fi sezon, și vom merge în cetățile fortificate din Sibiu și din celelalte zone, Brașov, Mureș, în așa fel încât să putem să ducem mai departe ce înseamnă atmosfera festivalului. Vor fi multe, multe proiecte, vom vorbi despre aceste proiecte, despre sezoane în 10 mai și în 8 iunie. Sunt nenumărate personalități. Mă bat de 20 de ani să o aduc pe Alicia Adams. Este directoarea centrului Kennedy din New York, nu din Washington. În sfârșit vine. Reușim să-l aducem pe Anthony Sergent. N-a fost niciodată la Sibiu. Revine Neil LaBute. Vine Maria Paris. Zona de flamenco. Intrați, dragi spectatori, dragi telespectatori, pe site, informați-vă. Dragii noștri care lucrați cu presa, încercați să facem în fiecare zi câte o prezentare, în așa fel încât oamenii să priceapă că tot ceea ce facem este unicat și că ține de zona miracolului, într-adevăr, tot ceea ce facem. Întrebări! Știu că nu prea vă place, dar vreau să uitați cumva în cifre, într-o frază, ce înseamnă festivalul în cifre anul acesta. Și mai multe, dar... Număr de artiști, număr de spectacole... Deci vor fi, după socoteala noastră, și încă nu avem cuantificat tot, pentru că și ieri am acceptat, de exemplu, o expoziție care va fi în turnul sfatului, cu imagini din spectacolele outdoor. Și fiind un dar, am spus, da, e bine, cred să se întâmple lucrul ăsta. Deci sunt, până în clipa asta, 823 de evenimente. Și am încercat să mai
adunăm din ele. Vă dau un exemplu. Nu mai facem atât de multe deschideri de expoziții. Voi face imediat după concertul de deschidere din Catedrala Evanghelică la Bruckenthal, cu care lucrăm extraordinar, o conferință în care vom prezenta toate expozițiile pe care le facem împreună cu Bruckenthal. Și sunt vreo 10. În așa fel încât lumea să știe de la început ce artiști sunt, ce artiști vin, să puteți să beneficiați voi presa atunci să puneți întrebări. În așa fel încât publicul care dorește să putem să facem promovarea din timp. Probabil că ultimile cifre îi le voi da în 8 iunie, pentru că sunt încă în negocieri. Nu vă ascund, Tim Robbins vrea să vină, îi prezentăm un spectacol, lectură, vom face și un spectacol cu el. Numai că trebuie să găsesc formula, n-am cum să plătesc first. Nici măcar business. Trebuie să găsesc toate formulele prin care totdeauna sunt bani în spate. Și banul trebuie cheltuit bine, în același timp trebuie și găsit. Eu aș avea o rugăminte la dumneavoastră. Da. Ați spus că la Viena nu veți pronunța cuvântul Schengen, dar din expunerea noastră înțeleg că practic veți face lobby cultural pentru aderarea României la Schengen. Am înțeles greșit? Nu, noi încercăm să arătăm ce înseamnă relație strategică între România și Austria și care are o vechime de 235 de ani. Da, da, scopul? Păi, scopul știe toată lumea. Că nu mă suna domnul ambasador să-mi spună: Constantin, hai să le arătăm ce faceți voi pe picior de egalitate cu numele cele mai mari. Deci tot în politica asta... Da, dar este treaba lor. Eu mă duc să-mi fac treaba. Amuțim că nu faceți politică. Și domnul Chiria, da. Eu am o provocare pentru dumneavoastră, pentru că a spus miracol. Da. Ne-ați vorbit de o istorie de 30 de ani. Vă rog foarte frumos, ce n-am rugat niciodată la toate edițiile. Pe scurt, în 30 de cuvinte, să spuneți ce este mai important. Mai nu sunt nici la Vocea României, nu sunt nici... Da. Deci pe sunt... Pe mine puneți în vânzare biletele. Deci așa pe scurt, în... Nu chiar 30 de cuvinte, puteți să spuneți în 29. Sunt atât de multe lucruri, de asta am hotărât să fac încă două conferințe de presă. Păi știi, dar la asta, dacă vreți așa o concluzie, ceva scurt, o să păi vreți concluzii, lucruri. Oameni dragi, atât încep să vă spun povești. Da. Sunt atât de multe nume extraordinare, încât e păcat să vorbesc de Alex Mihalic sau de Maria Pahes, să vorbesc de... Premiere, da. Ați spus deja de sezonul Sibian, ați vorbit de secțiunea specială de divan. Nu e un lucru extraordinar? Da. Deci atâta vreo 30 de cuvinte, dar puteți. Veniți la Sibiu, dragilor, pentru că este locul cu stea care de-a lungul timpului a arătat ce înseamnă să aduci la viață spații moarte, fabrica de cultură, până la atâtea și atâtea alte spații extraordinare. Uitați-vă ce e la Habermann. Când am început prima dată, Dane, ne gândeam cum vom face. Îmi doresc să se întâmple și la Muzeul Tehnicii Populare să apară acea scenă pe apă. Pentru că în clipa în care va apărea, fiți convinși că voi face în plus. Avem acolo o expoziție extraordinară de IE. Facem un spectacol special cu tot ceea ce înseamnă zonă de folclor care este sub patronaj UNESCO. O aduc pe Iuliana Tudor, pentru că se pricepe cel mai bine. Căutăm cele mai bune parteneriate și credeți-ne că în fiecare zonă așa am procedat. Păi nu v-am zis 30 de cuvinte noi. Păi am... Da. E foarte bine cum ați încercat. Bine, mulțumesc de apreciere. Altceva? Veți afla în conferința viitoare. Care este cel mai scump sau cea mai scumpă spectacol? Spuneați 150 de lei, dar ne puteți da și exemple? Păi, vor
Când intrați ca să vedeți spectacolele? Sunt multe, draga mea. E normal că Faust costă 150 de lei. E normal că Burgtheater costă 150 de lei. Da, dar aveți toate informațiile, nu întâmplător l-am rugat pe Vicențiu să prezinte ce înseamnă site-ul. Intrați pe biletele, spectacolele care sunt cu bilet. Și acolo de la 30 până la 150. În cadrul ediției de anul trecut ați avut un proiect care implica și sighierii, comunitatea, la amenajarea unei construcții temporare în Piața Mică, acea catedrală din carton. Anul acesta ați gândit ceva de genul acesta, de artă participativă? Dania, avem unul din spectacole. Da, nu e neapărat artă participativă de genul celei care a fost anul trecut, dar avem spectacole, cel puțin trei, în care ni s-au cerut voluntari care vor fi implicați în spectacole. Cele de stradă, Piața Mare și Băcescu. Mulțumesc! Ați vorbit despre Sibiu Capitală Europeană și despre festival. Ar fi fost posibil timpul de Sibiu Capitală Europeană fără Festivalul de Teatru de la Sibiu? A fost principalul argument în fața juriului. Când am fost în fața juriului, mi s-a spus în 2004, era în 2002, în 2004 intră 10 țări în Uniunea Europeană. România nu este pe listă, nu știm când va accesa intrarea. Nu era hotărât atunci. Cum justificați? Nu se poate, zic, un moment. Fiecare comunitate trebuie să arate că este capabilă, că asta, după aia am învățat atunci, am avut șansa, din fericire, să lucrez cu unul din cei mai buni experți care a fost angajat de Luxemburg. Și am dat exemplu festivalului de la Sibiu, care atunci avea în totalitatea lui 300 de evenimente. Și am spus, dacă în 10 zile acest festival, care este independent, care nu este al cutării sau cutării structuri, este o structură independentă, poate să facă 300 de evenimente, chiar credeți că nu reușim să facem câte un eveniment pe zi în 365 de zile? Și după aia au venit cu întrebările firești. Vreți capitală culturală europeană? Da. Câte hoteluri de 5 stele aveți? Niciunul. Câte hoteluri de 4 stele? Niciunul. Câte hoteluri de 3 stele? Unu. Atât avea în 2002 Sibiu. Câte zboruri aveți? Păi nu aveam nimic atunci. În 2002 nu aveam niciun zbor. Cum se ajunge la Sibiu? Cu trenul. Zic, dar lucrurile astea nu sunt datoria mea de făcut, ci puneți acolo. Aduceți-vă aminte că grație capitalei culturale s-a făcut aeroportul. Grație capitalei culturale s-au promis niște lucruri. Unele din ele s-au făcut, altele mai puțin de către politicieni. Dar ele au fost lucruri asumate din cauza asta atunci când s-a hotărât titlul de capitală culturală europeană. Europa a impus statutul de comisar general la nivelul Ministerului Culturii. În așa fel încât să se poată face o structură interministerială care să poată să ajute. Din tot ce s-au promis și nu s-au reușit, ce credeți că ar fi musai să se facă? Neapărat cumpărarea Fabricii de Cultură și noul teatru și centru de congres. În contextul aceleiași întrebări a Cristinei, care e colaborarea Naționalului Sibian cu Capitala Culturală Europeană Timișoara și ce părere aveți de Capitala Culturală Timișoara? Nicio părere. Raportat la numărul de spectacole pe care le are titlul în acest program. Dar nu Naționalul pe care dar nu am în două dată. Și programul pe care bănesc că îl cunoașteți de la Timișoara. Nu. Credeți? Nu-l știu. Nu. N-ați fost invitat? Sau am fost invitat, numai că acolo sunt trei structuri care răspund. Nu există o structură lider
care să reprezinte interesele întregii comunități. E pe de o parte primărie, e pe de o parte Consiliul Județean, e pe de o parte Ministerul Culturii. Sunt trei zone de finanțare. Sunt curios ce va fi anul viitor, când nu vor mai fi bani. Păi da, dar sunt niște sibieni în staff, cel puțin, care... Dar e treaba lor. E opțiunea lor. Deci s-au dus să câștige. Concurență prea mare pentru festival, Capitala Culturală Timișoara? Dragul meu, eu sunt în concurență numai cu mine. Festivalul e numai în concurență cu el însuși. El aparține acestei comunități. Nu are cum să fie. Este singurul festival care a plecat de la ce înseamnă specificitatea unei comunități. Toată lumea a furat de la Sibiu. Unii au vrut să ia, ba, scena digitală, nu vorbesc de bursă și așa mai departe. Pe toate le-am înscris la OSIM în așa fel încât să putem să păstrăm ce am creat pentru această comunitate. Nu am nicio frică atâta timp cât eu gândesc pentru spectator. Uitați-vă care sunt prețurile acolo. Uitați-vă la toate celelalte festivaluri, ce preț au și care este scopul, câștigul, consumul, nu calitatea, nu spectatorul. Regret. Sunteți puțin sceptic în ceea ce privește capacitatea Timișoarei de a-și păstra atractivitatea. Nu sunt evaluator. Este treaba lor. Este treaba lor, nu știu. Deci nu aveți nicio formă de colaborare sau nu ați fost invitat cu Naționalul de la Sibiu la Timișoara anul ăsta? Nu, nu și încerc să ajut în condițiile în care există dorințe. Colaborăm cu Teatrul German din Timișoara, colaborăm cu școala de teatru de acolo, colaborez cu Universitatea de Vest, unde sunt doctor honoris causa, colaborez cu niște structuri care mi-au venit în întâmpinare, voi colabora cu domnul care face expoziția Brâncuș, voi face deschiderea acelei expoziții. Deci astăzi veți vorbi în deschiderea? Poftim? Veți vorbi în deschiderea? Da. Okay. La festival anul acesta sunt țări care nu vor fi prezente fizic, nu a fost China de anul trecut, va veni. Nu, e Beijing Dance Academy, uitați-vă în program. N-am apucat să Da. Da, deci sunt. Anul acesta vine. Da, vine, fizic. da, sigur. Și vor fi și musafiri de acolo în platforma doctorală, nu întâmplător am spus, suntem primul teatru din lume, mergem cu E frică de Virginia Woolf, în 29 aprilie mergem la Shanghai. Ne ducem la o prietenă care a fost prima care ne-a anunțat că spectacolul Oedip a primit premiul pentru cel mai bun spectacol străin în 2018. Nici măcar organizatorii nu ne anunțaseră. Din 119 companii care fuseseră acolo și între competitori s-au ales 10 nume, printre care era Teatrul Național din Londra, erau Malei de la San Petersburg, era Teatrul Național din Atena, erau vreo două teatre foarte importante din Germania și așa mai departe. Noi am fost desemnați cel mai bun spectacol. Ați menționat la un moment dat că vor fi 5 actori israelieni care vor fi distribuiți de către președintele României în cadrul festivalului? Nu. Va fi o acțiune pe care o va face ambasada României, de asta spuneam, de relația cu Ministerul Afacerilor Externe. Este o acțiune mult mai complexă, dar tot demersul este la propunerea noastră. Sunt 5 mari personalități care de-a lungul timpului toate au fost la Sibiu și cu care am colaborat extraordinar. Și atunci decernarea se va face sau înmânarea se va face la Sibiu? Nu, se va face în Israel, la ambasada României din Israel. Iar în România se va face la ambasada Israelului din România. Dar eu spun că este demersul pe care festivalul l-a făcut. Noi l-am făcut, bineînțeles, cu consultarea Ministerului Culturii, cu consultarea celor două ambasade, cu consultarea
consilierului președintelui, cu consultarea Ministerului Afacerilor Externe. Nimic nu se face. Și nu noi organizăm asta. Propunerea a venit de la noi. Cum e să fii cel mai longeviv, poate, director de festival, de mare festival din lume? Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mă îngăduie, pentru că înainte a mai fost Jean Villard, care a făcut festivalul de la Avignon și care l-a condus 24 de ani. Festivalul de la Avignon are 78 licențiuri, nu? 76? Din 47, parcă e. Da, da. Gândiți-vă câte sute și sute de oameni au fost în jurul meu de-a lungul timpului în echipa restrânsă. De obicei, pentru o ediție de festival, lucrăm cu 4-5 mii de oameni. Deci e o întâmplare fără precedent. Iar faptul că lucrăm cu 4-5 ani înainte pentru numele foarte mari pe care le aducem, sunt atât de multe negocieri. Dar e așa mare bucurie să poți să gândești cum poți să dăruiești lumii. Vă dau un exemplu. Lucrăm pentru anul viitor să-l aducem pe domnul Kuranosuke, unul din cei mai mari artiști din lume, cel mai mare artist al Japoniei, cu care Silviu Purcărete a făcut în coproducție cu Teatrul Național din Sibiu la Tokyo Metropolitan până acum două spectacole. A făcut Richard al treilea cu el în rol principal și anul ăsta a făcut un Molière. Anul trecut, pardon, în octombrie. Fiind distribuție foarte mare și fiecare artist având agent, nefiind companie cum e la noi cu toți angajații, n-ai cum să găsești un timp liber să poți aduce un spectacol cu 15-20. Și atunci am hotărât să facem un spectacol numai cu Kuranosuke, să-l aducem anul viitor, să deschidă festivalul de la Sibiu, după care să-l ducem și la București, la Cluj, la Timișoara și roată împrejurul Europei. După aia și va fi o coproducție Teatru Național din Sibiu cu Tokyo Metropolitan. Deci, așa gândim proiecte foarte mari. Ce să vă spun? Facem termeforul de un număr de ani. Unul din oamenii care e în conducerea la Terme Statele Unite este proprietarul la Armory în Manhattan. Este cea mai mare sală de spectacol, este un fost mare depozit uriaș de armament în inima Manhattanului, care e cel mai defițe spațiu de spectacole. Are 110 metri lungime, 54 lățime și 58 înălțime. Este un loc perfect pentru Faust. Și mă bat de ani și ani de zile. Și mă sună domnul Hanea anul trecut, prin iulie-august, și zice, am proprietarul de la Manhattan la Terme. În cât timp ajungi? Zic, nu știu, n-am avion personal. Ajung, sper, în 4-5 ore. Te aștept. Și am vorbit cu el. Veți vedea minuni, miracole în anii următori. Deci, faptul că putem să facem lucruri atât de... Și faceți să terminat discuția cu Faust? Trebuie concretizat totul. A, dar ați ajuns? Da, absolut. Absolut, păi n-aș povesti. Ați vorbit despre lucruri fabuloase. Care e bugetul personal? Câți bani vin de la stat, de la primărie, de la CJ, cât din sponsorizări, dacă le puteți la niște cifre? Aproximativ. Nu știu, cred că vreo 10 milioane, 9 milioane și ceva de la primărie. Vorbim lei sau lei? Lei. 4,5 de la Ministerul Culturii, de la Consiliul Județean 30 de mii, dar avem sprijinul tuturor structurilor
că avem filarmonica pe care ne-o plătim chirie, pe Junii, Biblioteca Astra, Muzeul Brucătal, care este al Ministerului Culturii. Nu știu, n-am făcut încă un calcul. Probabil că în 8 iunie vom putea să venim cu toate calculele, pentru că vă dau un exemplu. Sezonul japonez este atât de bogat. Când ne-am dus în turneu cu Prințesa de Ochiată, am fost 71 în distribuție. Bugetul total a fost de 2,7 milioane de euro. Din România au fost 600 de mii de lei. În rest, totul a fost asigurat de acolo. Nu știu cât costă în clipa asta, pentru că eu, pentru toate companiile din Japonia, plătesc numai cazarea aici. Și costurile aici. În rest, mintea asta a reușit să facă toate parteneriatele împreună cu toată echipa pe care o avem în spate. Și credeți-mă că oamenii ăștia sunt peste tot. Întrebați-l pe Dan, a fost zilele trecute la Split. Aducem Teatroscop, cea mai mare structură europeană pe zona artelor spectacolului. Vicențiu cu Alex se duc la Opole, la întâlnirea Teatrului European. Cum e denumirea exactă, Vicențiu? European Theatre Forum. Da. Bineînțeles că eu fusesem invitat. Și de fiecare dată de lei. Pentru Dar un buget estimativ din experiența noastră de atâta mare de vreme, cât costă fițul dacă va fi, să spunem, 1 milion de euro? Cu sponsorizări, cu sprijin extern? Nu, Iza. Ca să ne facem o idee. Știi ce se întâmplă? Dacă stau... Și ați vorbit și de scumpiri. Da, da. Dacă stau să fac un calcul, eu sunt om care am făcut studii de matematică. Eu am făcut speciale de matematici. Nu-mi pot permite să spun, să fac aproximări. Nu știu cât costă toate companiile japoneze. Nu știu cât costă toate companiile din Franța. Tot ce aduc... Nu știu. Probabil că voi face o estimare. Banii, și e bine că nu vin banii prin noi, pentru că ar fi atât de mult de muncă și atât de mult de dat seamă, încât e foarte bine că primesc ei și că pot să vină și că mă ocup numai de tot ceea ce înseamnă transport aici, cazare aici. Cel mai mare adaptare parte din bugetul festivalului, în procentual poate reușiți noastră să spuneți, este suportat de parteneri. Absolut. Da? Așa. Deci nu e mai da. Publică. Asta da, da, să... exact. Să... Da, da. Păi v-am spus, finanțările publice care sunt mai puțin de 20% din bugetul festivalului. Asta era. O rugăminte mai la finanțare publică, spuneați 10 milioane de la primărie. Aproape, da. Plus 1,5 de la guvern care ajung da, prin primărie, exact, deci da. 11,5. Da. Nu, dar ăla e al guvernului, nu e al primării. Azi, ia la cărteagurile din Caragiale, nu vă mai spus. Da, ne da. Ziceți nu, sau până da. Și 80% partenezi, este... cu aproximație. Da. Dintr-un total de cât așa estimativ? Dragii mei, am vorbit despre miracol astăzi. Închei cu miracol. Haideți păi să bucurăm. Păi oricum, a surprins. Cine ce 30 de cuvinte n-am zis? Acum nu vă supărați când este tot contabilitate. Poporție 30 de cuvinte. Fac reverența cuvenită și mă retrag din adunare.